În ziua sărbătoririi Sfinților 40 de mucenici din Sevastia, când este comemorată și ziua foștilor deținuți politici anticomuniști, înalprea Sfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat Sfânta Liturghie de Hram la Mănăstirea Sfinții 40 de mucenici, Memorialul Gherla. Așezământul monahal este situat pe dealul Cărămidăriei din Gherla, lângă cimitirul anonim, cu gropi comune al deținuților politici din perioada comunistă. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în paraclisul mănăstirii, în prezența oficialităților civile și militare. După citirea pericopei evanghelice, ierarhul a vorbit despre jertfa și curajul mărturisirii Sfinților 40 de mucenici din Sevastia, precum și al celor din închisorile comuniste. Ca să te poți mântui, trebuie să ai duhul jertfei. Elevii și studenții ca să ia note mari să învețe, noi oamenii maturi ca să câștigăm cinstit să muncim și toți creștinii pentru a ajunge în rai să ne nevoim. Duhul jertfei ne lipsește și credem noi că sărbătorindu-i pe cei 40 de mucenici, aducându-ne aminte de modul în care uneori bestial au fost omorâți deținuții politici, aducându-ne aminte de ei, poate că vom reuși și noi să avem duc de jertfă în lumea în care trăim și în care e nevoie, atât de mare nevoie, de creștini care îl mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos cu viața lor. În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un diacon. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Eramos al Memorialului Gherla. La chinonic, grupul psaltic și corul de copii Memorialul Gherla au interpretat pricesne și cântece religioase. Pentru cei 74 de ani petrecuți la strana bisericii din Cătina, înalprea sfinția sa i-a oferit cântărețului bisericesc Viorel Nicolae Florean, în vârstă de 90 de ani, ordinul episcop Nicolae Ivan. În continuare, în cimitirul deținuților politici de pe dealul Cărămidăriei, Mitropolitul Clujului a săvârșit slujba parastasului pentru toți cei care, în timpul regimului comunist, și-au sacrificat viața în numele libertății și al credinței strămoșești. La slujbă au participat oficialități civile și militare, credincioși, dar și garda de onoare a grupării de jandarmi mobilă din Cluj-Napoca. Gherla este unul din punctele de pe harta României, unde a funcționat una dintre cele mai îngrozitoare temnițe în care au suferit oameni ai acestei țări, bărbați și femei, copii și bătrâni, care s-au jertfit, au suferit și au pătimit pentru crezul lor, pentru libertate, pentru democrație în această țară, pentru drepturi și libertăți cetățenești și pentru credință. Le aducem astăzi așadar un pios omagiu și recunoștința pentru jertfa lor. Printre cele peste 3 milioane de victime care au trecut prin închisorile și lagărele comuniste, se numără și ofițeri și subofițeri de jandarmi. Iar o parte dintre ei au suferit aici, la Gherla, și au fost îngropați aici, în cimitirul săracilor din Gherla. Un pios omagiu și veșnică recunoștință. La slujbă a fost prezent și Grigore Pepene, fost deținut politic în vârstă de 99 de ani. Având în vedere că în fiecare an vin la frații noștri, eu am vrut Dumnezeu și am trecut. Ei au rămas aici, dar nu i-am uitat. Măcar o dată pe an, să nu se gândească că i-am uitat. După mine, ziua asta pot să o numesc după Paști, o zi foarte însemnată. Sărbătoarea de astăzi încununează zilele Memorialului Gherla, a șaptea ediție a zilelor Memorialului Gherla, în care am pomenit pe de o parte, am sărbătorit pe de o parte pe Sfinții 40 de mucenici din Sevastia Armeniei și pe de altă parte i-am pomenit pe deținuții politici care au fost îngropați la Gherla în perioada comunistă. În ziua hramului astăzi de sărbătoarea Sfinților 40 de mucenici și ziua foștilor deținuți politici, am slujit Sfânta Liturghie în sobor de preoți condus de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, aici la mănăstirea noastră, lângă cimitirul deținuților politici de pe dealul Cărămidăriei din Gherla, iar după Sfânta Liturghie a fost săvârșit un parastas de pomenire pentru acești deținuți, pentru acești eroi care au suferit în închisori. Și totodată, Jandarmeria Mobilă Cluj a organizat o gardă de onoare în cinstea lor.
Memoria martirilor din închisorile comuniste a fost cinstită și anul acesta printr-o serie de evenimente religioase și culturale. Zilele Memorialului Gherla, ediția a 7-a, s-a desfășurat în perioada 6-9 martie.